părăteșania cel mai mult ne ajută și ne întărește sufletul. Dacă sufletul e slab, de la sine, trupul se degradează, adică nu mai are putere, nu mai are voință. Vezi că ești sănătos, nu te doare nimic, dar nu ai voință. Adică nu ai chef de făcut nimic, ai o stare de aia decăzută. Toate în jurul tău parcă merg din rău mai rău. Nu ai voința. Vedem un om care e curaj, așa, când vrea să facă ceva, zici că dărâmă munții. Deci toate astea pornesc de la suflet. E starea bună a sufletului. În momentul în care sufletul e decăzut, tu poți să fii cel mai puternic om, rezistent. Nu ești în stare să muți un scaun, pentru că nu mai ai voința.